Deci astăzi este cea mai specială zi din viața noastră de, da. de până acum, în afară de nașterea lui Mila și în afară de așa. Este o zi foarte specială. Suntem, unde suntem? Mai cunoști locul ăsta? Mai cunosc, cum să nu? Cunoști? Am plecat brunetă de aici, m-am întors blondă. Fa, gata, hai să mergem. Avem o întâlnire de 10 ani cu colegii. Colegi, bă, fraților, bă, uitați-vă aici. Bă, fraților, eu numai fete am avut în clasă. Ia uitați-vă aici. Bă, uitați-vă ce aici. Uitați-vă ce fete frumoase. Doamna dirigintă, Gabriela. Te-a pupat? Te-a pupat, da? Hai. Fai, câtă. Păi și băieți, sunteți băieți? Uite, băieți, nu știu, la umbră. Bă, băieți, frații mei. Uitați-vă, frații mei. Uitați-vă, Florea. Ăsta-i șeful, ăsta-i șeful meu. Ăsta-i, te fac grijă. Ceau, bă, frate, bă! O, bă, țară, și te pun, frate! Băi, eu fac un vlog acum, fie râd! Cu băiatul ăsta m-am certat pe clasa noua! Mașina am bătut! Și i-am luat apărarea, bă! Ăsta a stat în bancă! Bă, mă, zici că-s... Băi, nu vine să crezi, noi suntem aici, bă, frate! Bă, chiar, bă, bune! Cum e aici, încăperea asta? Mi-ai fost vreodată? Eu am fost de multe ori la cancelare, că era în rea! Suntem în cancelare, n-am mai fost niciodată aici, frate! Ema, ai mai fost aici, frate? Acum să încep formula oficială, dragi absolvenți, promoția dormitorului. Să veniți după 10 ani, mențel frumos, cu zâmbetele voastre reale, că zâmbete pe Facebook, am mai văzut, dar cu zâmbetele voastre reale. Suntem bucuroși să fim astăzi împreună, în număr așa de mare, și fericit, vă felicit pentru ideea de a vă aduna, n-am mai avut în ultimii ani, a fost pandemia, n-am mai avut întâlniri. Da, aici, în Mișoara Marketing. Daniela. Aole. Nu zic că te-ai. Un copil și de la specialist auditor am ajuns simplu. Trebuie să vorbești mai mult, că ai voie. Nu, lasă-mă vorbim. Iva Roxana. Iva Roxana. Iva Roxana. Iva Roxana. Hațe, puniță, bagare. Nu, nu faci de ele. Fac de toate, dar nimic bine, cam asta. Știa, dacă spun ce fac, trebuie să te omor. Mă, fraților, numai puțin. Vreau să faceți puțină liniște, ca să vreau să vorbesc doar două minute, nu vă rog să-mi fac mult. Aole! Pentru cei care nu mă cunosc, cum ar veni? Deci eu sunt Culiță Sterp și acum vorbesc pentru chiar pentru cei care nu mă cunosc. Sunt urmărit de peste 1 milion de oameni pe rețelele de socializare, așa, asta nu contează, dar cea mai mare bogăție a mea este că eu, cred că sunt singurul dintre voi toți, care stau cu cineva cu care am fost în aceeași clasă și aia este fata asta frumoasă, cu care am și un copil, cel mai frumos copil din lume pe care mi l-am făcut ea și vreau să-i mulțumesc din suflet. Și nu te cer de nevasta acum, dar urmează. Dar urmează. Dar asta era bună. Și eu, Molanda, că mă cere aici. Deci, doamna dirigintă, cea mai mare realizare a mea din toată viața este copilul meu. Nu vreau să vorbesc despre altceva. Cine mă știe, mă știe. Cine nu a pierdut nimic. Dar asta vreau să zic că este cea mai mare realizare. Restul, fiecare așa-i place, cum gândește. Mulțumesc mult că ați venit în această minunată zi alături de noi. Eu sunt obișnuit să vorbesc în public. Mi-e place să vorbesc mult. Scuzați-mă că la venit la cântare, mă duc eu la cântare. Hai să mai vorbim în clasă. Sunt la Cluj și lucrez la primăria municipiului Cluj-Napoca. Ema a organizat întâlnirea noastră. Asta, da. Da, Ema, bravo! Domnișoara Daniela, mai cunoști aceste holuri? Mai cunoști holurile astea? Dar tu le mai cunoști? Aici am umblat după tine și nu mă băgai în seamă. Uite aici stăteam eu. În a treia bancă. Aici era locul meu. Aici. Doamna mea care era cea mai deșteaptă din clasă și eu mai copiam de la ea. Doamna dirigintă, sper că n-auziți asta. Deci fata care mi-a dat mie să copiez.
Cine mi-a dat mie scopiez în liceu? Uitați aici. Mănânc gura aici. Uitați. Prietena mea. Și Luiza, dar și de la tine mai copiat câteodată. Cu tot... și din spate am mai copiat câteodată. Uitați nebunele clasei. Ele două. Colegul meu nu a venit. Colega mea nu a venit. Are patru copii, căsătorită. Sau singur. Cum să fim neschimbați? Nu te mărea, am 110 kg, la are, am avut 80 în liceu. Dar nu s-a pus problema aici, deci chiar sunt neschimbat după 10 ani, nu vine să cred. Mie mi se pare că nu s-a ceva și nu mai văd. Hai, că nu mi-a spus că nu mi-a spus. Oho, oh, Daniela. Bun. Deci că e cravata al buricii, mă, înainte să moară. Ia-l. A luat-o de la ajutoare. Bine că n-a luat bretele cu purea, totuși, a fost, știi? Oooo! Oh! Aneluța baby blue! Zi, doamnă Daniela. Eu am plecat atunci la facultate, am făcut facultatea de business. Din prima de facultate am plecat în America, tot plecam în vară. Foarte interesant, după ce am terminat facultatea, am plecat într-un inter și am rămas acolo un an jumate. M-am ajuns pe meter la 130 de persoane, un hotel. Asta am făcut eu în domeniul Horeca, în domeniul hotelier, în 6 ani. Până acum 2-3 ani. Am avut ultima dată un job de specialist auditor. Mergeam și analizam în hoteluri foarte multe elemente, design, curățenie, personaje, și eu tot timpul am fost taxată pe chestii, mi-am dorit să am lucrul meu și în timp ce lucram la Cluj mai aveam și capana de aici care mă ocupam și am văzut să fac bani singură și am zis că asta e un job și o să fac, nu, vreau să fac business-ul meu. Și așa am început. Am revenit la față, îmi doream să fiu singură, să fac business și la mulțumire. Are greșeală. Are greșeală. Și 3 săptămâni dura de când m-am mutat înapoi la Artec și mi-am propus ok, acum noi nu ai nicio relație, dar s-a fi, vreau să mă ocupa toate chestiile astea. Și m-am întâlnit cu Filipa. Se lăsa mai greu. Era stresat pentru că eu îl vedeam pe altfel și școala altfel. Săptămână altfel. Eram nebuni amândoi, adică așa, la distracție, tot timpul glumeam, nu știu când am vorbit serios cu un bărbat. Eu am vorbit serios, dar tu m-ai băgat la friendzone. Tream o iubire, cum să vă zic, ascunsă, repărtășită față de ea. De mersul mereu, eu am făcut. Ema, vino afară, frate, care e?
Avem de vorbit imediat. Deci când ți-a fost gagică? Mă, stai puțin că acum e problemă. Da. Da, sinceră să fiu, sinceră să fiu, toată lumea mă întreba acum și legat de experiența asta, dacă știți, că a fost în Italia să mai rog, toată lumea mă întreba cumva și multe femei plângeau de mine, după aceea, dar sinceră să fiu atât de calm. Ai fost mai liniștită, eram acasă. Da. Să-i spui ceva despre vloguri, despre asta. Despre, da. Viața asta, media socială, cum zice. De ce te întreb? Pentru că în perioada liceului erai mai reținută. Așa, nu neapărat... Acum vorbește în public, e ok. Am pățit chestia asta, mi se pare că am pățit-o și de când suntem noi împreună. Poate că era reținută? Aici pe Gianni, colega mea de bancă, care a făcut numai prostii. Eu, după liceu, am făcut facultatea de drept. Apoi am făcut asta, și asta era cașca noastră, drept, 2 cu 2 și 2. Iar după aceea a urmat așa... Nu din țară, aparent, n-aveam nicio idee. Și am făcut cursul, am rămas împreună cu ei, am devenit trainer într-o scurtii. Colegul meu de bancă. Cel mai bun frizer și cel mai bun hairstylist. Locul 2 pe țară la Avela. Am deschis un salon. Zi numele salonului că o să postez pe vlog, să știe lumea unde să... O să știe unde să vină la Cluj, la Cluj, da? Da. Pentru asta voiam să vă mulțumesc, căci cred că am învățat să facem, să comunicăm foarte bine cu dumneavoastră prin eseurile pe care le făceam. Da, că o făcut foarte mult. Și Da, știau. Nu, 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 n
senzație. Bine, mare fan, asimță. O oră jumate numai cum ești, ce faci, cum era tu, știa, și era acolo, de plecat când. Ciao! Oricum, acum, Da. I-am ajutat acum, am fost dirigintă, eu am făcut facultate, nu știu la mică viață. Cum nu te-a ajutat? M-a ajutat. Când la Sibiu, apropiat, am zis că poate fac, pentru că noi avem tema asta de animare, se poate fac, n-am făcut nimic, da, am făcut facultate, poate că e un viitor cinci. După asta mi-am descoperit eu talentul meu, așa, vocația, ca să zicem așa, și de vreo 5 ani sau 6 ani, cred că aproape în fiecare weekend sunt tot plecat la cântat și în România și în străinătate și în America au fost la cântat, n-au trecut în toată lumea asta și cred că ăsta e lucrul pe care o să-l fac toată viața. Dacă nu te obosești, ce trebuie? Nu, eu fac ceea ce îmi place, îmi place foarte mult ceea ce fac. Într-adevăr, la început a fost un pic mai greu pentru că, așa cum a spus și Liza, când acum să lucrezi cu oamenii, să vorbești cu public, e greu. De cum să cânti? Da, e greu să vorbești cu unii, cum să vorbești, zic, a, pe ce, că, ce așa greu? Bă, dar vin-o tu în față la cinci și ție un discurs. Nu să te pun să recânti, mă, să ții un discurs. Da. Apoi să cânti 7-8 ore, că eu vin acum de la Brașov, la o cântare, am dat 8 ore la muncă de seara până dimineața, ca să mă duc la Iași, să zic, nici n-am vorbit deloc de aia. Am dat să merg la Iași, la 10 începe luni, dar la Iași, o să ajung, la 3 maxim, am spus, îmi iau foarte de ei. Pe asta e lucrat profesional, nu știu, sunt, cum mai astăzi mă urmăresc, cu prima dată, am peste 1 milion de oameni pe rețelea de specializare. Da, toată lumea zice că, așa cum a spus și părinteau, de unde ești de la Hață și prietenii mei pe care m-a întâlnit, a, bună, toată lumea de la Hață, de acolo, cu Liță, și mă simt mândru așa oarecum, că... Repetiți la Hață, da. Acum nu zic tot că am ajuns în lumea de alții și îmi dat unii de mine, dar... Asta vreau să zic. Nu, nu mă supăr. La mine, dar așteptăm să fie gata la partea de la Sebeș. La Sebeș. Da, la Sebeș. Deci plecați. Da, la Sebeș, da. Un prieten care nu știu, dar tata meu de acolo, din zona aia, la Gina, e o toată și o grămadă de neam, eram un prieten, eu... Da, am cunoscut și eu acum multă lume și, na, ne place gata. Și este centru țării, de acolo ajung de putere să vă zic. Da, exact. Și în modul ăla de autostradă, de acolo de urcat autostradă, unde vrei ajung și... Dubla 2, să spun, stai de culiță. Stai și? În general, avea o bluză roz. Și dirigul tot timpul să lua de bluza lui roz. Și tot timpul îl întreba, de ce port bluză roz? Că rozul îl portă fetele. Și culiță. Nu, ce să zic, că îți dai seama. Și avea inele. Ca așa cum. Iuluri. Da, mă. Și o confiscat. Și o zis că numai la sfârșitul anului. Da, și numai la finalul anului i-o dat inelele lui Culiță. Da, nu o suferi săracul Culiță că n-a avut inelele. Cred că de acum aș cumpăra atâtea. În bază din generală, cu tot cu Culiță. Când mergea să ne cumpere de la Bila, v-a zis. La fel o făcut. Cât era Bila și când era în generală? Da. Că la liceu știu că mergea și ne cumpăra. Cum o făcut cu apa? Cum așa făcea? Cu porurile de ciocolată. Deci nu pot să uit când noi am dat... Că ți-am zis, n-aveam toată lumea bani. Și o zis că noi nu știa numai la jumate, Culiță tot timpul a avut bani.
umflate. Vezi că te umflate, mă, acum faci o dedicație. Nu, la mersi, Andreea, ești... Mersi, ne... Da, un suc. Da. Dar atunci, cu cornurile cu ciocolată, nu toată lumea avea bani și majoritatea am zis că hai să ne cumpere în pauza aia. Că el tot timpul sărea geamul, pe el prindeau toți profii săracul de el. Venea cu Kinder, bă, venea cu Kinder. Geamul sărea în general, da. Eu de general vorbesc. Da. Și da. Și ne-au luat cornuri. Deci noi care i-am plătit și restul, el a venit cu baxul de cornuri și ne-a luat în clasă.